Păi 10 por 12. Și de unde 390? 24. Păi dar 12 plus 12 de 24, 29. Și nu înțeleg de ce ai făcut așa ceva. Am ce-am făcut? Am făcut? Am făcut? Ce-am făcut? Ce-am eu acum trebuie să așteptați două secunde. Bine, tu calculează cu metoda ta, noi să ne gândim și la altă metodă. Pentru că întrebarea este cum? La 29 care sunt elementele? Exact. Ca să știm un ca să vedeți facem suma lor. Ca să vedeți facem suma, sigur. Dar la 29 e greu. Dar la 29 e destul de greu. Deci, a, am să fac următoarea observație. La al doilea, este egal cu a 1 plus un 5. Diferența, da? Plus un 10. Plus un 10, da? Adică prima cifră pe care îmi cer, la 1 e 5. La al doilea, este cât au fost la 1, 5 plus 10. Dar de ce 10? Pentru că am două numere aici mai sus. Și 5 ori 2 fac 10. La al treilea, vă rog să urmăriți la al treilea. Păi, uite-te, deci la al doilea, ce cu 15 ăsta? Care este 5 de mai înainte. A vorbit de primul element, da. Da, 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 primul, mă interesează să vedem cum găsesc primul element. Primul element, deci, okay. Ideea este de descoperirea primului element. Tocmai le știm pe da. La al treilea. La al treilea. Înseamnă elementul cu care am început la al doilea. A doilea. Da, la al doilea. Plus? 15. Da. Pentru că sunt trei elemente mai sus. Da? Plus 5. 3 ori 5. Aici 2 ori 5. Da? Da? La al patrulea. La al patrulea. Este cu cât am început la al treilea. Primul element la al treilea. Plus 3 ori. Plus 4 ori 5. Da? Plus 4 ori 5. Adică se leagă de 4 ori 5. Da? La al 5. Da? Egal cu cât am început la al 4, da? Plus 5 ori 5. La al 12-lea. La al 12-lea. Elementul cu care încep la al 12-lea. E cu cât am început la al 11-lea. Da. Plus cât? Plus 5 ori 12. 5 ori 12. Da? Trag linii și le adun. Le adun pe ăștia membru cu membru. Și înseamnă al doilea plus al treilea plus puncte puncte plus al 12-lea egal cu a 1 plus a 2 plus a 3 plus puncte puncte plus a 12-lea. Da. Plus.
Nu, nu 12, a 11, da, a 11. Da? A 11, aici m-am oprit. Da. Plus cât? Aici am voie să dau pe 5 în factor comun. Da. Vedeți că este 5 ori 5 ori 5? Ori 5 peste tot, nu? Da. Și vine 5 pe, plus 5 pe lângă. 2 ori 3. 2 ori 2 plus 3. Plus 12. Plus punct din plus 12. Observați fiind egalitate, că al doilea se duce cu al doilea, decât toată bucata asta până la 11. Da. Toată asta se duce cu toată asta de aici, da? Da. Și rămâne al 1 acolo și acolo și vine al 12, da? Primul element de la al 12, da? Va fi cât o fost la al 1. Da. Plus de 5 ori, suma 2 plus 3 plus 12. Facem suma aia că putem să o facem. Facem suma aceea că putem face repede. Și face cât? 12 ori cât sunt? Deci, 2 plus 3 plus 12. 11 sunt. 11 ori 14, împărțit la 2. Adică 7 ori 11. 77. Deci 70 și? 7. 7. E bine, da? 7-7, să faceți acum. Da, da, da. Și face, cât a fost la 1, primul termen la 1? 5. Deci face 5, plus, de fapt, 5 pe lângă, trebuia să fie 5 pe lângă la un capăt, pe lângă 1 plus 2 până la 12, ori 78 ar fi fost, da? 5 ori 7, 78. Și 5 ori 8, 40, 5 ori 7, 35, 39. Da? Da? 390. Acum, ar vrea să vă mai insist un pic până când vă convinc că aceasta este rețeta. Și A29? A29 i-am făcut și vreau să vă corect. Uite, A29 este egal cu 5 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 29. Adică da? 29 ori 30. 5 ori? 200 de fapt. Cât e suma asta? Sumă caos. 29 ori 30. Deci 29 ori 30 supra 2. Face 170 împărțit la 5 ori? 435 ori 5. 2175 e aia. Da? 5 ori? Cât devine aici? 5 ori? 435 face aici. Da. 435. Și o să dea 2175. Este primul termen cu care începem, da, al 29-lea. Da? Și acolo facem suma aceea care este sumă caosă, la fel merge foarte bine. Dar aș vrea să mai insist un pic. Vă tot spuneam. Da. Vă tot spuneam, dacă nu legați de indice, n-am făcut nimic. Asta era indicele, vreau să spuneți, da, asta vă încercam eu să vă spun. Dacă nu indicat, nu legat de indice, nu mă pot duce în ieșiță. Și uitați-vă, la A1, trebuia să mai spun și A1, dar este 5, nu? Al doilea înseamnă din A1 plus de 2 ori, ori 5, adică 2, indicele 2 ori 5, da. La al treilea se obține din ce a fost mai înainte, din 15 la care adăugăm încă 15, adică 3 ori 5. 3 ori 5. La al patrulea, din ce a fost înainte, al treilea, la care adăugăm acum 4 ori 5. 4 ori 5 fac 20 cu 30. Da? Deci cei care sunt din față înmulțiți cu 5. Ca să-l pot găsi pe acesta. Deci au fost înainte 4, deci cât din 5 în 5, de ce mulțesc cu 5? Și dau peste el. Și în felul ăsta am scris relațiile acestea. Le-am adunat, pentru că mi-a fost greu să vă spun deodată cât este. Și când le adun, în stânga obțin a 2, a 3, a 4, plus până unde vreau să adun eu. La fel aici se adună. Și observă că bucata asta, 2 plus a 3 plus a 4 plus a 5, o găsesc și în partea asta, a 2 plus a 3 plus a 4 plus a 11,
Și atunci rămâne al 12-lea, egal cu A1, plus care era 5, 5 pe lângă. Cine? Suma 1 plus 2 plus 3 plus 12. Deci este vorba de o sumă gaussică ascunsă, da? Și mulțită cu 5. Că îi cresc din 5 în 5. Da? Deci de aceea știu exact cu cine începe termenul. Cu alte cuvinte, era nevoie să găsim din șirul ăsta de aici. Ia gândiți-vă voi. Deci din șirul ăsta de aici, era nevoie să găsim la un moment dat termenul nu al 29-lea. E bine spus al 29-lea. Al câte? Pentru că el este unul pe care îl putem găsi după ce împărțim pe 390 la 5. Da? Da. De la 5 e 78. Al 78-lea, ca termen, ca ordine de acolo. Nu e al 12-lea, ci este al 78-lea poziție din șirul ăsta. Da? Este al 78-lea din cărtul respectiv. Pentru că, vedeți, e vorba de grupajul. Prima dată 2, pe urmă 3 plus 4, deci noi adunăm. 2, 3, 4, 5, 6, ca numere. Da? Și de aceea e vorba de poziția aceea al 78, ca număr în șirul ăsta de aici. Și din 5 în 5, din 5 în 5, pentru că ele sar din 5. Și de aceea am văzut. De ce nu mi-a dat mie corect? Pentru că eu am observat mai repede, n-am făcut rețeta. Așa. Că de la A1, deci, am zis așa, de la 5 la 100, 20 de elemente. Cât ne dădea o dată, știți? De la 5. Din 5 în 5. De la 5, primul element, da, până la 100, sunt 20 de elemente. Da. De la 105, următorul element. Da. Până la 200, sunt 19 elemente. Și de fiecare dată sunt 19. De la 205 la 300, de la 305 la 400, sunt câte 19. Până la 100. Până la 100. Da, 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 da. Și 20 plus 19 plus 19 plus 19 dădeau cele 77 de elemente. Și au 78-lea îmi făcea serviciu. Dar de ce nu l-am găsit corect, nu știu. Vedeți? Deci 20 până la 100. Da. Plus 19 până la 200. Plus 19 până la 300. Plus 19 până la 400, da. Erau 77. Da, da. Și al 78-lea trebuia să-mi facă 405. De aceea m-am spus pe 405, repede. Te duci la 405 și noi ne-am oprit la... Și la 390. De ce nu mi-a ieșit? Ce-am făcut greșit? Păi adunat în plus. Pe cine l-ai adunat în plus? Păi am supozit că 20 plus 19 plus 19 plus 19 fac 77. Este. De elemente. 20. 20 până la 100. Numărate pe tablă. 20, da, de elemente. Da. De la 5 la 100. De la 105 la 200 sunt 19 elemente. Bun. Deci 20 plus 19 plus 19 plus 19, 77. Păi tocmai. Și al 78-lea nu trebuia să-mi facă serviciu? De ce nu mi l-a făcut 405 atunci? Dar tu faci 19, 19 la fiecare sută. La fiecare sută, da. De la 105 la 200 sunt 19. Dar când pune pe... Un pic. De la 205 la 300, da, sunt chiar 19. De acord. Și de la 305 la 400 sunt chiar 19. Acești 3 de 19 plus 20 din față sunt 78 de elemente. 77 plus... Deci 405 trebuia să-mi facă mie al 78-lea element. Ce nu fac bine? Iei pe cineva de două ori. Deci vedeți, de la 5, da, la... De la 200 până la 300. Copii, de la 5 la 100, uitați, le numărăm pe tablă. Sunt 20. Da. Îți spuse. De la 105 la 200. De la 105 la 200. Și le-au pe 200 în capul. Da. Sunt 19, numărate. Da. Iar nu sunt. Eu sunt 19. Nu, de la 105 la 200. De la 105 la 200, da, inclusiv la 200, sunt 20. Păi 5, 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
Din nou ești interesant, da. Foarte interesant, iar calculul sumei respective... Suma eu faci tu acasă, că ai primul element și o faci repede. Nu? O poți face pe asta, suma asta? Deci e suma Gauss, tot sumă Gauss este și asta. Da, am înțeles care e primul element? Al lor A29? Uitați că nu mai trebuie doar. A29 este egal cu 5 ori suma 1 plus 2 plus 3 plus 1 puncte plus 29, da? Pe care știi să o faci. Și cât face suma asta? Am zis 390, da? 405. Cât? 245. 245. Am uitat că a scris domnul profesor, dacă aici. 3175 primul. Face 2175 primul element, nu? 175 primul element. Și pe urmă, de la asta ar fi 2180. Până la cât? Câte elemente trebuie să pui mulțimea asta la 29? 30 elemente, corect. Deci trebuie să pui 30 de elemente la al treilea etap, plus 4 elemente. Unul plus. Da. Deci plus cât ar avea de acum? 2200. Ei cresc din 5 în 5 și vin în 5 ori, adică primul element, 2175, plus de 5 ori. De 5 ori? Cât? 29? Deci 5 ori 29. Da? 5 ori 29. Și scoți pe 1275 în factor și faci 1275 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus... Deci vine ăsta de aici am scos. Secundă. Cum faci suma asta? Din cel de la sfârșit, scazi pe ăsta și mulțești, nu? Faci suma lor și mulțești cu cât sunt termeni. Sunt 30 de termeni la 29. Da, la 2. Da, la 2. Și te făcut repede rezultatul. Da. Destul de tare. Foarte tare ești tu și el pe ăsta. Da. E bine până și de chestii frumoase. Făcut o olimpiadă. Păi nu mai vreau olimpiada dacă te-ai dat ora, olimpiada, dacă ai intrat, dar să se poți tipa olimpiada. Da, o fost, o fost în bunișă. Da, destul de tare. La revedere! Uitați de like și share!